Pregătirile pentru Festivalul Internațional de Carte Transilvania sunt pe ultima sută de metri. În preambul, 13 voluntari au ieșit pe străzile Clujului și au lăsat cărți în spații publice. Acțiunea este anunță Festivalul Internațional de Carte Transilvania și marșul de marți, 6 octombrie, unde protestăm, un protest pozitiv, unde marșăm pentru lectură, pentru normalitate. Activitatea a atras atenția trecătorilor pe care curiozitatea i-a făcut să ridice pachetele de pe jos și au fost plăcut surprinși de ceea ce au găsit. Uite, ne pune la curent cu diferite edituri și o mulțime de cărți pe care nu le cunoaștem. O scrie Liviu Gheorghe Predescu. Poetul merge mai departe, foarte frumos. Cum vi se pare inițiativa? Excelent, extraordinară. Clujul meu și Clujul tău. E o carte în trei limbi și cu niște ilustrații extraordinare. Cum ți se pare inițiativa aceasta a tinerilor voluntari? Mi se pare super și era o surpriză extraordinară să primesc o carte pe stradă. Voluntarii sunt tineri pasionați, evident, de lectură, așa că vor să-i molipsească și pe alții cu plăcerea de a descoperi lumi noi prin intermediul cărților. Consider că orașul Cluj-Napoca are nevoie de cât mai multă cultură și cât mai multe cărți, mai ales datorită faptului că este un oraș universitar. Singurul festival la care mă implic din acest punct de vedere, în primul rând pentru că iubim cartea și pentru că vrem să facem din vedetele noastre adevărate modele culturale. Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 6-11 octombrie.